Aproximativ 80% din populația Republicii Moldova sunt fumători. Legea interzice fumatul în toate spațiile publice închise și semi-închise, indiferent de modul de acces și tipul de proprietate. Aceste locuri pot fi cluburile de noapte și orice alte locuri de agrement destinat accesului public. Persoanele care fumează în loc public riscă o amendă de la 1000 la 1400 de lei. La 10 luni ale anului curent, de către polițiștii din sector Serviciul Patrulare a Inspectoratului de Poliție Năsporeni, au fost depistate și constatate 43 de încălcări contravenționale, contravenții. Deci suma amenzilor totale aplicate o constituie 50.700 de lei, dintre care în termen de 72 de ore au fost achitate 21.050 de lei. Solicităm cetățenii orașului Năsporeni de a nu fi indiferent să ia cunoștință cu regulile de menționat în plan și de a se confirma cerințele conform legii. Totodată menționăm faptul că cetățenii raionului Năsporeni de a nu fi indiferenți la observarea persoanelor care fumează în locurile publice, le face observație și a aduce la cunoștință cazurile de încălcare legislației sau chiar dauna fumatului pentru cetățean. Locuitorii orașului Năsporeni susțin legea privind controlul tutunului pentru că fumătorii le creează incomodități în fiecare loc public. Fiecare poate să încerce fumatul. În loc public nu se permite că poate fi persoane înconjurătoare care nu fumează și dăunează și lor la sănătate. Pierderi de finanțe, una și sănătate. Problema lor, că vreau să fumează public și să nu afecteze altfel. După mod normal trebuie să fie sancționate dacă a fost legea impusă. Fumatul este un pericol atât pentru fumători cât și pentru ceilalți oameni înconjurători. Fumatul mărește mortalitatea și este un factor care mereu va interveni în societate.